Tentativa eșuată de JAF la sediul Elita TV. Angajații Serviciului Protecție și Bază de Stat au împiedicat pătrunderea persoanelor necunoscute în sediul din Orhei al televiziunii. Detalii are colega noastră, Marina Angel. Un bărbat de 31 de ani din Ungheni este acuzat de trafic de influență. Acesta a pretins o sumă importantă de bani de la o persoană cu promisiunea că o va ajuta să scape de un dosar penal. La moment, bănuitul se află în arest. Cauza respectivă a fost remisă spre examinare Centrului Național Anticorupție. În această săptămână la Ungheni a avut loc un seminar cu primarii orașelor, comunelor și satelor. În cadrul întrunirii s-a discutat despre eficiența colaborării dintre organele de probațiune cu autoritățile publice locale, în vederea executării pedepsei penale și sancțiunii contravenționale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității. Detalii aflăm de la Cristina Lupu. 14 echipe de judocani din raioanele Republicii Moldova au concurat la Cimișlia în cadrul turneului național la judo. Competiția s-a desfășurat în memoria lui Anatol Perciun, cimișlian care și-a pierdut viața în războiul din Afganistan. Turneul a adunat la Cimișlia peste 150 de sportivi care au concurat la 10 categorii de greutate, vârsta participanților fiind între 10 și 16 ani. Tentativa eșuată de a pătrunde în sediul din Orhei al televiziunii Elita. Persoane necunoscute au încercat noaptea trecută să spargă un geam pentru a intra în oficiul stației. Potrivit angajaților Serviciului Protecție și Pază de Stat din Orhei, gardienii au ajuns la fața locului timp de 2 minute și au constatat că geamul era dezintegrat. Cei care au încercat să pătrundă în sediul stației și-au lăsat amprentele mâinilor pe geam. Aceștia cel mai probabil s-au speriat de semnalul de pază și au părăsit locul. La noapte de joi spre vineri, 19 aprilie, Serviciul Protecție și Pază de Stat din Orhei a reacționat la semnal de alarm provenit din sediul televiziunii Elita din orașul Orhei. Colaboratorii noștri au ieșit la fața locului timp de 2 minute. Persoanele necunoscute care au încercat să pătrundă în sediu, cel mai probabil au părăsit locul văzând că obiectul se află sub protecția serviciului de pază. Anterior, colaboratorii noștri au mai reacționat de la asemenea situație în acest obiect. Atunci, de asemenea, a fost prevenită tentativa de a pătrunde în sediu. Administrația Elita TV exprimă recunoștință și adresează mulțumiri întregului efectiv al Serviciului Protecție și Paza de Stat din Orhei pentru operativitatea acțiunilor prin care au fost prevenite posibilele prejudicii și alte consecințe pentru stația Elita TV din Orhei. Precizăm că acum un an a fost jefuit și vandalizat sediul din rezină al televiziunii Elita. Atunci, stația a suportat prejudicii de peste 1 milion de lei, iar bărbatul care a săvârșit furtul a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Un bărbat de 31 de ani din Ungheni este acuzat de trafic de influență. Bănuitul s-a prezentat victimei ca fiind reprezentant al Inspectoratului Raional de Poliție Ungheni și că o poate ajuta să iasă basma curată dintr-un proces în care este acuzată de falsificarea unor certificate pe parcursul anilor 2011-2012. Începând cu data de 3 aprilie, până pe data de 16 aprilie, o persoană s-a dat drept un reprezentant al organelor de drept, mai exact a Inspectoratului de Poliție Ungheni, s-a întâlnit cu persoana suspectată a comite infracțiuni și în mod direct a pretins la aceasta o sumă de bani, între echivalent la 31.750 lei. Potrivit oamenilor legii, suspectul a reușit în scurt timp să primească cei 2.000 de euro solicitați. Acesta a primit personal în 3 tranșe, una a primit-o într-o localitate în afara Ungheniului, 2 tranșe le-a primit pe teritoriul orașului Ungheni. A primit banii, suma respectivă de bani, în scopul de a influența procurorul, ofițerul de urmărire penală, ca să înceteze cauza respectivă, adică a emite o decizie favorabilă persoanei respective. Oamenii legii au reacționat după ce victima a depus o plângere pe numele bănuitului, deoarece promisiunea nu a fost îndeplinită, iar dosarul se află încă pe rol. La moment, bănuitul suspectat de trafic de influență se află în arest pentru 30 de zile. Această persoană a invocat coparticiparea altor persoane care au livrat informația respectivă, au dat datele personale ale persoanei la care s-a pretins banii și la moment se efectuează cercetarea anume pe aspectul determinării coparticipanților la infracțiunea respectivă. Procurorii fac apel către populație să se adreseze organelor competente în cazul în care au avut de suferit de pe urma unor situații similare. Dacă ați avut așa cazuri în care a intervenit tot această persoană față de dumneavoastră, el nu este la prima abatere de acest gen,
În cazul în care a apelat careva persoane să vă soluționeze problemele, merge vorba de o persoană de vârstă de 31 de ani, statură mai înaltă, uscățiv, și în cazul în care noi nu putem să prezentăm datele lui personale și nu putem să prezentăm poza lui, deoarece ulterior nu vor putea fi folosite ca probe pe cauza penală. Cazul este cercetat de către Centrul Național Anticorupție. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă de la 3 la 7 ani privațiune de libertate și o amendă de la 1.000 la 3.000 de unități convenționale. Legislativul l-a desemnat joi pe Corneliu Gurin în funcția de procuror general. Pentru candidatura lui au votat 51 de deputați, opoziția parlamentară, dar și câțiva deputați PL s-au expus împotrivă. Tot joi, Corneliu Gurin a depus jurământul. Este o onoare pentru mine. Este poate și o situație mai surprinzătoare, pentru că a venit această propunere foarte recent. Să nu credeți că am acceptat-o din start. Chiar am ezitat. Dar de la etapa de ezitare până la etapa de analiză a fost o perioadă foarte scurtă. După asta mi-am revăzut toate pozițiile mele sau mi-am reevaluat pozițiile mele referitoare la activitatea procuraturii. Am discutat cu oameni din sistem, am discutat cu reprezentanții ai societății civile, cu experți în domeniul respectiv și am decis să-mi asum această responsabilitate pentru a schimba situația nu doar în Procuratura Republicii Moldova, nu doar în organele procuraturii, dar în general în organele de drept. Candidatura lui Corneliu Gurin a fost înaintată în dimineața zilei de speakerul Marian Lupu și vine să o înlocuiască pe cea a lui Vitalie Părloc, selectat pentru această funcție de o comisie specială. Tot în ședința de joi, Parlamentul l-a numit pe Vadim Cojocaru în funcție de director adjunct al Centrului Național Anticorupție. Candidatura a fost înaintată la propunerea directorului CNA Viorel Chetraru și a fost susținută de 57 de deputați. Opoziția parlamentară s-a pronunțat împotriva. Munca neremunerată în folosul comunității este un mod eficient de a pedepsi persoanele care săvârșesc infracțiuni ușoare. De această părere este primarul satului Bogheni Noi, Gheorghe Filipovici. Noi de mult cerem la organele judiciare mai mulți condamnați să reîntoarcă în teritoriu, adică să le dea ori, fiindcă de lucru în orice comună, eu mă gândesc de lucru să găsești foarte mult. Eu m-aș ruga să-mi dea măcar 5-6 pe lună, să-mi dea, că ar fi foarte mulțumit și aș avea de lucru. Și am de lucru anul împrejur. Reparația la o casă de cultură trebuie mâini care să târie mortar, să târie, să fac. Am de lucrări la școală, am lucrări în teritoriu de amenajare, un parc de făcut. Adică lucrări sunt în mulțime, nu avem brațe de muncă. Munca neremunerată în folosul comunității este pedeapsa de alternativă unei alte categorii de pedeapsă, fie amenzii, fie arestului sau închisorii. Lucrul comunitar contribuie la micșorarea numărului de deținuți și, respectiv, a cheltuielilor statului pentru întreținerea acestora în penitenciare. Este o pedeapsă non-privativă care legiuitorul, eu cred că foarte este eficace. De ce? Fiindcă sunt multe cazuri dintre care dacă persoana odată s-a scăpat acolo, s-a dus, așa mai simplu să vă spun, pe deal și a furat un sac de păpșoi și a fost judecat, eu nu văd ca el în pușcărie ar să devină om. De ce s-a pus munca neremunerată prin care el își ispășește și pedeapsa? Și totodată este lângă familie, este lângă copii, este sau lucrează locul de muncă și tot așa. Spre deosebire de pedepsele cu închisoare sau amendă, care pot fi aplicate indiferent de voința infractorului, sancțiunile și măsurile comunitare necesită cooperarea acestuia. Iată de ce munca neremunerată în folosul comunității poate fi aplicată doar persoanelor care acceptă să execute o asemenea pedeapsă. Alții chiar vor la pușcărie. Este o categorie dintre care fac parte, vă spun așa, 10% dintre ei, care, mai ales anterior condamnați, instanța le dă o șansă, dar ei totuși, unii dintre ei fac acest lucru pe motivul că el în societate nu se poate. El mai degrabă acolo, dacă el a stat mai mult de 20 de ani în pușcărie. Munca neremunerată în folosul comunității constă în antrenarea condamnatului în afara timpului serviciului de bază sau de studii la munca determinată de autoritățile administrației publice locale. Condamnații care au un loc stabil de muncă, dar își doresc să lucreze în continuare, sunt ajutate să-și găsească un serviciu. Depinde de responsabilitatea administrației publice locale. Și la primărie Ungheri am fost aici, persoane care au executat
pedeapsa aceasta. Pe parcurs și pe urmă, după ce au finalizat, și-au găsit, au discutat cu persoana responsabilă, i-au orientat și s-au angajat astea la gospodăria comunală sau pe oraș la diferite obiecte acolo, la întreprinderi particulare. Deci posibilități sunt. Munca neremunerată în folosul comunității poate fi executată și în zilele de odihnă sau de sărbători. Conform codului penal, munca neremunerată în folosul comunității se stabilește pe un termen de la 60 la 240 de ore și este executată de la 2 la 4 ore pe zi. N-ați mai încalcă, vând și mașină și mă permis unii pe 3 ani. Dacă mergi cu mașina, trebuie să nu bei. Asta am învățat minte. E sfatul și pentru cei care merg? Care nu înțeles. Și eu dacă am chicat eu, dar mă le spun la tăți, voi nu bieți, că legile sunt doamne ferești și de grozave amenzile astea și așa mai departe. O hotărâre a Guvernului din 31 ianuarie 2003 stabilește că pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității se execută la obiectele cu destinație socială de la locul de trai al condamnatului. În prezent, în evidența Biroului de Probațiune Ungheni, se află 53 de condamnați la muncă neremunerată. Orarul de lucru este stabilit de comun acord cu persoana condamnată. Anul 2013 va fi declarat Anul European al Cetățenilor. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Scopul lui este de a informa cetățenii despre semnificația procesului de integrare europeană. Astfel, în următoarele luni, în Republica Moldova se vor desfășura evenimente de promovare a culturii civice participative, de informare a cetățenilor despre procesul de integrare europeană și acțiuni cu caracter transfrontalier și european. Peste 100 de metri cub de preparate medicamentoase pentru cardiaci, analgezice, oncologice și alte utilaje medicale au fost aduse din partea Asociației Pharmacie Humanitaire International din Franța pentru centrele de sănătate autonome din satele Măcărești și Sculeni, raionul Ungheni. Intermediarul acestei organizații internaționale este Asociația DGSL, cu care au o colaborare de peste un deceniu. Când je disais 10 ans pour l'hôpital ou pour Ungheni, când vorbesc despre acești 10 ani de colaborare, am în vedere 23 de proiecte implementate pentru spitalele din raionul Ungheni, dar și pentru cele republicane. 23 de camioane cu medicamente, instrumente, aparataj și utilaj medical de 100 metri cub fiecare. Adresez cele mai calde mulțumiri pentru toată activitatea de solidaritate internațională, pentru această prietenie de ani de zile care există între noi ca parteneri și nemijlocit cu beneficiarii din Ungheni. Reprezentanții centrelor beneficiare aduc sincere mulțumiri pentru ajutorul medical acordat. Ei speră că bolnavii din aceste localități rurale să fie mulțumiți atât de medicamentele gratuite, cât și de calitatea serviciilor prestate. Este foarte binevenit și eu sper ca să ne fie de bun ajutor, fiindcă noi necesităm de așa ajutoare. Știm cât de greu trăiește lumea de la țară și cât de mulți bolnavi sunt și tare puțini își permit ca și ei anume ceea ce scrie, ce le prescriu medicii. Dar primind așa ajutoare, eu cred că problema asta se va rezolva și vreau să le mulțumesc foarte mult pentru oamenii cei cu inimă mare din Franța. Noua conducere a Asociației Pharmacie Humanitaire International din Franța și-a propus să viziteze mai multe instituții medicale din Ungheni. C'était le passé, maintenant on va essayer de... Îmi doresc să urmez acțiunile inițiate de predecesorul meu. Sper la un schimb de ajutor reciproc și mă simt onorat să mă aflu aici pentru a cunoaște problemele cu care se confruntă instituțiile medicale pentru a le putea ajuta în continuare. Asociația DGCL a fost înființată de către Philippe Chaudier, un cetățean francez care este stabilit cu traiul în Republica Moldova. De-a lungul celor 10 ani de activitate a implementat la Ungheni peste 25 de proiecte sociale ce țin de dotarea instituțiilor medicale cu utilaj medical și medicamente, a renovat centre sociale pentru bătrâni, grădinițe și altele.
Un seminar pentru profesorii de religie s-a desfășurat la gimnaziul din satul Lucașeu, Caraionul Orhei. Genericul acțiunii a fost strategii didactice interactive de învățare, predare a religiei. Seminarul este la a treia ediție și organizat de către Departamentul Studii al Mitropoliei Chișinăului și întregii Moldovei, Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport Orhei și Blagocinia Orhei. Scopul nostru este de a perfecta cunoștințele profesorilor de religie, de a îmbogăți cunoștințele lor ce ține de modulul teologic cât și de modulul psihopedagogic. De asemenea, ne dorim foarte mult ca să le punem la dispoziție tuturor profesorilor de religie mai multe materiale didactice necesare pentru o bună organizare a lecțiilor de religie. Nu în ultimul rând, aceste seminare au drept scop consolidarea relațiilor dintre stat, școală, biserică. La seminar au participat atât profesori cât și elevi. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Acest seminar este foarte binevenit, că anume, dezvoltând credința în sufletele copiilor, ajungem înspre Dumnezeu. Ca copilul știind faptul că primind Sfânta Împărtășanie, ascultând Sfânta Liturghie, rugându-se lui Dumnezeu, va ajunge înspre Dumnezeu și Dumnezeu îi va ajuta, nu îi va lăsa niciodată pradă uitării. Nu în toate școlile predau profesorii religia, predau și preoții, dar preoții, din punct de vedere metodic, pedagogic, nu sunt pregătiți și e binevenit așa seminar ca ei însușesc sau văd cum se utilizează unele metode, procedee, tehnici de lucru copiii, ca copiii să integreze ei singuri în procesul activității actului didactic. Între școală și biserică trebuie să existe o conlucrare. De această părere este și poetul Nicolae Dabija. Există la ora actuală trei stâlpi pe care se ține societatea noastră. Este școala, este biserica și este biblioteca. Și spuneam și aici la Orhei, aș vrea foarte mult ca și primăriile să fie unul dintre stâlpii societății noastre. Din păcate, acestea sunt prea politizate și nu conlucrează totdeauna cu ceea ce reprezintă cu adevărat continuitatea societății noastre. La seminar au fost invitați profesori din mai multe raioane ale țării. Pentru ei au fost aduse manuale de religie și material ilustrativ. Seminarul s-a încheiat cu o rugăciune prezentată în scenă de către elevi. Echipe de judocani în raioanele Republicii Moldova au concurat la Cimișlia în cadrul turneului național la judo. Competiția s-a desfășurat în memoria lui Anatol Perciun, cimișlian care și-a pierdut viața în războiul din Afganistan. Turneul a adunat la Cimișlia peste 150 de sportivi care au concurat la 10 categorii de greutate, vârsta participanților fiind între 10 și 16 ani. La acest turneu s-au prezentat echipele cât în centru și sudul țării. Sunt peste 150 participanți. La premierea fiecărui sportiv și clasamentul o să fie cu diplomă și premii bănești și medalii. Acest turneu a avut sarcina de bază, verificarea primilor sportivi care fac primii pași pe tatame. Acest lucru ne-a binevenit tot timpul, fiindcă aici își încep calea spre sportul de performanță, toți copiii la vârsta 12-14 anișori. Anul acesta este deja a 27-a ediție acestui turneu, valoarea lui a rămas aceeași. Participanții la competiție speră că vor merge pe urmele celor care au devenit sportivi de performanță după ce au obținut locuri de frunte la acest turneu. La turneul în memoria lui Anatol Perciun venim încă din anul 1977, de la prima ediție. Acest turneu a devenit tradițional și întrunește aici foarte mulți oameni. La acest turneu avem câștigători și premianți. Aici este comod, plăcut și bine. Am venit cu 10 sportivi și sper că printre ei vor fi câștigători. La aceste competiții au început primii pași, așa sportivi ca Băștinașii, Popușoi, Sergei, Rimărencă, Sergei,
Rimarenca Ion, cel mai bun rezultat le-a avut Corlăteanu Valerie, băștinașul care a devenit în continuare campion a Uniunii Sovietice și multiplu campion a Europei. Cele mai multe premii au revenit echipei din Hâncești, care au ocupat 12 locuri de frunte. Sportivii din Chișinău au obținut la acest turneu 10 locuri premiante, fiind urmați de judocanii din Bender. Echipele din Călăraș și Vulcănești s-au ales cu câte 3 locuri de frunte, iar sportivii din Cimișlia, Cea Dărlunga, Liova și Comrat au obținut câte 2 locuri premiante. Doresc să le mulțumesc oamenilor care organizează și desfășoară acest turneu, pentru că memoria acestor ostași care au plecat în Afganistan trebuie să fie veșnică, să se transmită din generație în generație. Suntem foarte recunoscători antrenorilor. Turneul Republican de Lupte Judo Anatol Perciun a fost inițiat de fostul primar al orașului Cimișlia, Vasile Balica, antrenor emerit al Republicii Moldova, în memoria cimișlianului Anatol Perciun. Sportivul și-a pierdut viața în războiul din Afganistan la vârsta de 20 de ani. Eveniment de amploare organizat cu ocazia împlinirii a 21 de ani de la fundarea unității militare din Ungheni. Urări de bine, felicitări și cuvinte de laudă au fost adresate în această zi tinerilor ofițeri, subofițeri, sergenților și soldaților care slujesc în unitate. Totodată ei au primit diplome care atestă competența profesională și curajul cu care și-au îndeplinit misiunile. Ministrul Apărării Vitale Marinuța. Eu socot că dumnealor au meritat pe deplin ca sărbătorească ziua dată, deoarece pe perioada întregului an, ca exemplu, până la finele anului, dumnealor au executat foarte multe activități și au îndeplinit cu cinste toate misiunile care au stat în fața dumnealor. Soldații spun că se simt mai bine decât acasă și că le place cum sunt tratați. Mai bine ca acasă. Mai bine? Mai bine ca acasă? Da. De ce? Păi se te învață mult. Foarte bine. Înțelegi? Sunt bărbat. Ce zic, las fi la armată să vadă cum. Fiecare militar trebuie să facă armată. Puțin din elevii prezenți la eveniment au știut ce se sărbătorește la unitate. Profesor a spus să venim, dar la ce nu știu. Aici se sărbătorește de orice zi armate și fiecare an din moși strămoși se sărbătorește această sărbătoare. Ce sărbătorește astăzi aici? Aniversarea 21 de ani. De la independență. Nu știți? Nu. Unitatea militară a fost fondată în martie-aprilie 1992. Un an mai târziu, brigăzii de artilerie proaspăt formată i s-a oferit titlul onorific de brigadă de artilerie Prut din orașul Ungheni. Iar pe 21 august 2007, această brigadă a fost reformată, devenind divizionul de artilerie Prut. Oh,
tentativă eșuată deja la sediul Elita TV. Angajații Serviciului Protecție și Bază de Stat au împiedicat pătrunderea persoanelor necunoscute în sediul din Orhei al televiziunii. Detalii are colega noastră Marina Angel. Un bărbat de 31 de ani din Ungheni este acuzat de trafic de influență. Acesta a pretins o sumă importantă de bani de la o persoană cu promisiunea că o va ajuta să scape de un dosar penal. La moment, bănuitul se află în arest. Cauza respectivă a fost remisă spre examinare Centrului Național Anticorupție. În această săptămână la Ungheni a avut loc un seminar cu primarii orașelor, comunelor și satelor. În cadrul întrunirii s-a discutat despre eficiența colaborării dintre organele de probațiune cu autoritățile publice locale, în vederea executării pedepsei penale și sancțiunii contravenționale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității. Detalii aflăm de la Cristina Lupu. 14 echipe de judocani din raioanele Republicii Moldova au concurat la Cimișlia în cadrul turneului național la judo. Competiția s-a desfășurat în memoria lui Anatol Perciun, cimișlian care și-a pierdut viața în războiul din Afganistan. Turneul a adunat la Cimișlia peste 150 de sportivi care au concurat la 10 categorii de greutate, vârsta participanților fiind între 10 și 16 ani.